Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal, vă spune Bogdan Enac. Invitatul meu de astăzi este coordonatorul AUR Prahova, domnul Alexandru Săraru. Bine ați venit, domnule Săraru. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Sunt multe întrebări, dragi prieteni, toată lumea vorbește despre AUR. Unii spun că se va desumfla după ce a fost umflat, alții că va rămâne acolo și îl văd ca pe o alternativă la actuala coaliție. Domnul Simion vorbește despre 50 plus 1, unii spun că visează. Aș dori să vă întreb, domnule Săraru, prima întrebare frontală, așa, într-un sondaj de opinie efectuat la nivelul județului Prahova, AUR în Ploiești are 7% și la nivel județean 20%. Spuneți-mi, vă rog, de ce aveți doar 7% la Ploiești? Doamne, ferească Dumnezeu, de așa ceva, astea sunt sondaje. Astea sunt inepții, ca să nu spun, ca să se spun elegant. Dar să vă răspund imediat, o să fac o afirmație. A spus că AUR se desumflă că a fost umflat. Spun unii. AUR nu a fost umflat. AUR a crescut natural. A crescut natural de la procentele din Parlament din 2020 până acum, când avem peste 20% la nivel național. În legătură cu acest sondaj, fac și eu, cum spunea pe vremuri domnul Becali, ziar mincinos, sondaj mincinos. Într-adevăr, avem peste 20% la nivel județean. Sigur că avem mai puțin decât la nivel județean pe Ploiești, dar acum lucrăm și creștem și pe Ploiești. După sondajele noastre, pe județ avem undeva la 23% și pe Ploiești undeva la 14-15%. De unde e diferența aceasta? Sunteți coordonatorul AUR Prahova? Sunteți un fel de președinte ca să un coordonator? Este echivalentul președinte, da. Dar noi nu folosim cuvântul președinte. Ați inventat o noțiune în politică. E vorba că în partidul AUR există un singur președinte, George Simion, și atunci restul sunt coordonatori. Deci că e împărat, așa, domnule, dacă e președinte... Să se facă o diferențiere, într-adevăr, coordonatorul este echivalentul președintelui. Așa. Da. Asta zic, ați inventat o denumire nouă în politică. Coordonator. Sunteți coordonator. Spuneți-vă, rog, de unde este, cum vă explicați această diferență între județ și Ploiești? Fiindcă totuși la Ploiești sunt 30% din numărul de voturi, vorbind foarte concret acum. Corect. Ploieștiul are o situație mai specială și este diferit față de restul județului. Eu împreună cu echipa am mers prin tot județul, am vorbit cu oamenii, ne-am creat vizibilitate pentru că am fost la acțiune acolo în fiecare localitate. Din cele 104 localități, noi am fost absolut toate localitățile. Am fost până și în satul cu un singur locuitor, am urcat pe munte 2 ore, abia am ajuns acolo să întâlnim singurul locuitor al satului din comuna Posești, satul Merdelea. Cum și am fost cu cine votează? Cu AUR, bineînțeles. Ironia sorții, știți care este? Cum îl cheamă pe acel domn? Săraru. La fel ca pe mine. Dar nici o legătură de erudenie. Nici n-am știut cum îl cheamă. Am aflat când am ajuns acolo că îl cheamă la fel. Deci ați văzut, ăsta era un semn. Că toți vor vota cu AUR. La Ploiești, deci acolo veți obține 100% din voturi. 100%, la acel sat, da. 100% vom avea acolo. Sperăm să fie în continuare aceeași idee. La Ploiești a fost o echipă care a crescut organizația până într-un punct. Apoi s-au făcut unele schimbări pentru a crește și mai mult organizația, venind oameni valoroși, oameni care au în spate și o echipă. Într-adevăr, am fost blocați un timp, câteva luni de zile am fost blocați pentru că a fost o stare de incertitudine legată la nivelul Ploieștiului, dar acest lucru s-a rezolvat și de acum cu noul coordonator de pe Ploiești, domnul Vasile Ionescu, și cu restul echipei, deja este un trend ascendent și sunt convins că Ploieștiul va ajunge din urmă județul la nivel de procent. Dar vreau să vă pun o întrebare, știu că este rolul invers. Vă rog. Acest sondaj pe județ este incluzând Ploieștiul sau exceptând Ploieștiul? Acel 20%? Incluzând. Înseamnă că la nivel de județ, fără Ploiești, ai 30%. Că dacă Ploieștiul trage în jos deocamdată. Nu, înseamnă că s-a măsurat separat. Adică... De asta vă întrebam, este județul fără Ploiești sau județul incluzând Ploieștiul? Vă spun sincer că nu l-am făcut eu, sunt date neoficiale, nici măcar acel partid. Un partid l-a făcut. Știu, da? Eu vă spun că acest sondaj nu include Ploieștiul. Asta înseamnă că la nivel de județ fără Ploiești ai undeva la 30%. Pe ce aveți 30%, domnul Săraru? Pe muncă, pe planurile pe care le-am făcut cu oamenii care am vorbit. Și mai este un element important. Lumea s-a săturat de PSD. Deci e votul negativ și votează AUR-ul, fiindcă votează contra oamenii. Sau votul cum? Negativ doar este suplimentar acțiunilor noastre și a susținerii față de AUR. Deci nu este elementul principal, votul negativ, dar contribuie și el la acest procent. Vă sperie? Ați văzut că zilele trecute filiale întregi au plecat din AUR.
Nu au plecat filiale întregi. Este Mehedințiu, o parte din Constanța. Mi se pare că și la Dolj. Vă sperie acest lucru? Noastră sunteți și membru, dacă nu mă înșel, în Biroul Național, da? În Consiliul Național de Conducere. Da. Ce discutați acolo? Cum vă explicați? Că de aici pe semne că de asta speculează unii, domnule, se desumflă aurul. În momentul când pleacă mai multe organizații, nu este cazul acum. A fost o știre, dar nu este cu adevărat 100% reală. De ce? Pentru că n-au plecat organizații. Au plecat câțiva membri care erau împărțiți în diferite localități. Așa se întâmplă când cineva, într-un anumit județ, vrea să aibă putere personală și când nu înțelege că spiritul aur înseamnă cu totul altceva. Cum ar putea să plece, de exemplu, întregi organizații, foarte multe, dacă un singur om, când ar pleca, nu le-ar lua cu el? Asta înseamnă că acolo este vorba despre o dorință de putere personală. Și spre 10 organizații, dacă nu mă înșel, în Mehedinți au trecut la PNL. Vă sperie acest gând apropo de Prahova? Noastră sunteți, știți tot ce se întâmplă în Prahova, mă refer la aur. Vă sperie acest gând? Fiindcă oamenii, cei de la Mehedinți spuneau, domnule, nu s-au făcut filiale, nu ne dau voie să facem nimic și atunci plecăm. Ce să facem aici? Stăm degeaba. Eu vă spun altceva. Oamenii care fac politică, unii chiar și în aur care au plecat, au fost obișnuiți cu un altfel de politică. Au fost obișnuiți cu PSD, cu PNL, cu metehnele vechi. Și când au ajuns într-un partid în care, într-adevăr, primează meritocrația, în care trebuie să te supui unor reguli, asta este adevărul, atunci te începi să te răzvrătești, dacă nu ești om de echipă. Așa s-a întâmplat și în Mehedinți, așa s-a întâmplat poate și în alte zone. Dar nu vorbim despre filiale întregi, gândiți-vă că sunt mii de membri. Sunt câțiva membri, sau poate maxim câțiva zeci de membri. Dar ca să poți să treci de la aur, direct la PNL, înseamnă că tu nu erai acolo conectat cu aurul. Nu poți pleca. E cum să fii conectat așa, ziceți că aurul e ceva venit de la Doamne, Doamne, păi da, un înger și să ne conectăm. Că și aurul e un partid, nu ca corect. Și PSD-ul, dar nu că el nu seamănă cu PSD-ul. Dar e o formațiune politică. Corect. Dar ce doctrină are aur? Ce doctrină are PNL-ul? Înseamnă că tu... Pe Partidul Național Liberal. Ca denumire. Da. Dar se răzvrătește Brătianu în mormânt pe această temă prin noi înșine, cu acea expresie celebră pe care a avut-o. Deci vă dați seama că tu, ca doctrină aur, patriot, naționalist, ajungi la PNL, care să fim serioși, acum toți se dau patrioți, toți se dau, au văzut că e la modă, au prins și ei acest trend. Mi-a spus cineva într-o emisiune că noi am acaparat termenul de patriotism. Nu l-am acaparat. Dar noi suntem cei care, într-adevăr, suntem patrioți. În toate partidele există persoane care sunt patrioți. Și în PSD și în PNL, dar procentul lor este unul foarte... Bine, foarte nu doar aurul are patrioți, asta vreau. Toată lumea are patrioți, dar mă refer la procentul celor care sunt patrioți din fiecare partid. Comasarea vă încurcă rău la Prahova. Sau comasarea, mă refer, comasarea alegerilor europarlamentare cu locale, că totuși la nivel național ar trebui să grăbiți ritmul pentru a depista, a face sondaje sau cum numiți dumneavoastră, cum desemnați candidații la primării. Comasarea au încercat ei, PSD și PNL, care vor comasarea să ne încurce. Numai că pe noi nu ne încurcă. Asta este ceea ce vreau să le transmitem. De ce nu ne încurcă? Vă spun imediat de ce. Ei au crezut că aceste alegeri, comasându-le, primarii, consilierii locali, consilierii județeni, președinții de Consiliu Județean vor scoate oamenii la vot și vor vota cu aceleași partide, inclusiv la europarlamentare. E asta speră în continuare, asta speră ei. Numai că eu vin și le spun în felul următor și le arunc bomba. Acest lucru se va întoarce împotriva lor. Și știți de ce? Pentru că fiecare partid, PSD, PNL, USR după caz, dacă mă vorbim despre PSD și PNL, că ele sunt cele care doresc comasarea, au europarlamentari la Bruxelles. Toți acești europarlamentari, nu că n-au făcut nimica pentru țară, au făcut chiar împotriva țării. Gândiți-vă la această ideologie de gen, gândiți-vă la decarbonizare, gândiți-vă la Green Deal, gândiți-vă la așa isa pandemie. Toate aceste lucruri vor conta în ochii românilor. Credeți? Absolut. La alegerile locale știți că sunt două alegeri unde românii se implică în mod direct. Localele, unde își aleg primarul, care le rezolvă gunoiul, apa, drumul, asfaltul, canalizare, așa, locuri de joacă și așa mai departe. Și prezidențialele, unde aleg oameni. Nu credeți că va conta foarte mult pe cine vor nominaliza partidele în Prahova, ca să personalizăm discuția, pentru a candida la primărie? Adică acolo unde PNL are primar sau PSD, vor spune, domnule, votați PNL sau PSD și la europarlamentare. Noastră nu aveți primari, nu aveți viceprimari, nu aveți europarlamentari, nu aveți nimic. Da, nu avem încă primari, viceprimari. Da, așa este, aveți dreptate. La locale se votează omul în primă fază, că așa este. Ci partidul care așa din spate. Dar vă spun că noi mergând prin județ, am identificat în aproape toate localitățile oameni care vor candida la toate aceste alegeri. Și la primărie, și la Consiliul Local, și la Consiliul Județean, și la președintele Consiliului Județean. Dar, în afară de câteva localități, unde acolo sunt
niște oameni care sunt de foarte mulți ani și pe care o să fie greu să-i dai jos, dar și pe aceia îi vom da la un moment dat jos, să știți că în celălalt... Dacă fac treabă, de ce să-i dați jos? Nu, dacă fac treabă, să stea... Mă rog, puteți să-i dați jos, da, vreți cel puțin. Vrem, le continuăm noi munca, nu e problemă dacă este. Se duc acasă... Unde le... fac treabă? Ca să nu păreți așa, doar contra. Păi nu par, eu vă spun clar unde. De exemplu, la Olari. Unde acolo face treabă? Olari, partea aceasta este... Eu am fost acolo. Ne-ați omorât. Acum cine se uită Olari. Eu recunosc în ignoranța mea. Mai dați-ne una. Vreun oraș? E vreun oraș unde se face treabă? Nu prea. Nici Sinaia. Unde e un top 3... Aduc aminte că am avut discuție despre Sinaia. Acolo este cu totul altă situație. Nu treabă mă refer, nu administrație. Da, vedeți că această treabă despre care vreau să vorbiți poate să aibă în spate și elemente negative. Depinde și cum face acea treabă. Știți cum e? Nu spun cazul Sinaia. Mă refer în general, ca să nu se interpreteze. Acea expresie, mai fură, dar mai și face. Câmpina face treabă? Nu. Ploieștiul face treabă? Aici m-ați înjurat acum cu Ploieștiul. Vă dați seama, dumneavoastră, vedeți ce se întâmplă în fiecare zi în Ploiești. Lăsăm la o parte, mergem pe stradă. Vă refer la atunci ce se întâmplă, consiliul local și peste tot. Ploieștiul este un oraș care trebuia să fie sus de tot. Și unde se află acum? Circ. Atâta fac. Circ? Atât. În primă fază trebuie să scăpăm de această administrație. Este primul lucru pe care trebuie să-l facem. Și apoi să venim cu oameni competenți pe domeniile lor. Și aveți sau doar așa trebuie? Că trebuie, sunt de acord. Avem. La nivel de... Da, trebuie oameni competenți. Avem. Întrebați-mă cine. Scuze? Întrebați-mă pe cine avem. De ce? Haideți că vă întreb, puteți să spuneți și fără să întreb. Domnule Săraru, pe cine aveți? Nu vă spun deocamdată. Am înțeles. Iată un răspuns fenomenal la o întrebare extrem de deșteaptă. Și vă spun de ce? Nu vă spun. Oamenii sunt acolo. Vreți să facem glume? Că puteți face și glume în emisiune, să știți. Da? Nu vă spun de ce. Că oamenii aceștia stau acolo, sunt în spate. Vor sunt urmăriți de ceilalți. Haideți că m-ați omorât cu asta. Credeți în teoria conspirației? Nu în teoria conspirației, este realitatea. Ce se întâmplă? Adică? Oamenii aceștia vor ieși în față la momentul potrivit. Care e momentul potrivit? Adică alegerile vin peste dumneavoastră și noastră 9 iunie, corect? Până la sfârșitul lunii acesteia. Februarie, adică, da? Da. Va fi anunțat și cel de la Ploiești. Candidatul? Da. Și cei din localitățile din județul Prahova. Adică vor fi anunțat toți? Da. Sau câți? Toți. 104 candidați? Da. Sau nu aveți filiale în 104 localități? Vă întreb. Nu avem în toate cele 104, avem undeva la 70 și ceva de organizații. Nici nu am vrut să le facem pe toate, doar dragul de a le face ca număr, ci vreau să fie acolo oameni care, într-adevăr, să facă treabă și să fie fideli. Faptul că n-ai acolo organizații nu înseamnă că n-ai membri. Avem membri în toate organizațiile. Și acum avem și această colaborare cu cei din Alianța Aur, cu celelalte partide. Și ne-am pus la aceeași masă, suntem singurul județ, într-adevăr, din țara aceasta, în care ne-am pus la masă să vedem cei mai buni candidați din toate localitățile din județul Prahova. Până la sfârșitul aprilie, cred, nu? Începutul mai, vreți să aveți organizații în toate sau rămâneți cu aceste 70-74 câte ați spus și s-a închis? Până în martie, la sfârșitul martie, vom avea toate cele 104 organizații. Și v-am spus că dacă vreau să le terminăm toate aceste organizații, le făceam. Dar am vrut să fie oameni, într-adevăr, care au confirmat, oameni care sunt fideli. Am înțeles, dar până sfârșitul martie, în tot județul, veți avea în tot. La Ploiești cineva candidat. Spuneți-ne acum în premieră, că mai sunt câteva zile până la sfârșitul februarie. La Ploiești sunt 4 persoane care au rămas în cărți, da. Și unul dintre ei va fi anunțat. Păi mai sunt câteva zile, domnul Săraru, până la sfârșitul februarie. Anunțați aici. Știți cum? Spuneți-ne doar prenumele, că numele le aflăm noi. Prenumele. Va fi o surpriză? Nu. Cred că va fi o surpriză pentru cei care cunosc Ploiești. Dar la modul serios acum, bine, aștept și argumente. Aurul poate câștiga Ploieștiul sau vă bateți acolo să luați un scor bun pentru Consiliul Local? Aurul are cea mai bun culoar de a câștiga. Pe ce vă bazați? A câștiga alegerile în Ploiești. În primul rând avem mandatul dezastruos al domnului Volosevici. Că dacă ar fi făcut treabă, să zicem, ar fi fost mai greu. Acum avem și acest scandal cu Iulian Dumitrescu, cu președintele Consiliului Județean. Deci aceste scandaluri, PSD-PNL, creează culoarul favorabil pentru Aur. Și cu un candidat bun pe care îl avem și pe care vă vom anunța la sfârșitul februarie, cu siguranță avem șansele cele mai mari de a câștiga alegerile, inclusiv dacă cei de la PSD și PNL vor să aibă candidat comun în mai multe localități, numai în Ploiești, așa cum se precizează. Pentru că ei doresc să aibă majoritatea. Dar ei nu înțeleg că dacă oamenii s-au săturat de PSD și de PNL, cu siguranță împreună PSD și PNL sunt și mai urâți de români decât separat. La Consiliul Județean, care este logica? Tot la sfârșitul februarie veți anunța numele? Tot așa va fi. Acolo avem un profil să fie un om de afaceri, tânăr și om de afaceri, care a avut rezultate, care a plătit taxe impuse la stat. Adică oameni
transparenți, oameni care au afacerile la vedere, oameni care știm foarte bine cât au plătit statului român ca taxe și impozite, cât de acele taxe și impozite s-au întors sau ar fi trebuit să se întoarcă către români. Deci este un profil de candidat și o să vedem. Tot sfârșitul februarie. Da, tot. Deci așa. În februarie i-a anunțat chiar pe toți. Da. E o promisiune sau vă mai gândiți ca să cum trebuie să interpretăm? Este o promisiune pe baza a ceea ce am primit de la București. Eu v-am spus că v-am încurcat comasatele, că altfel rămâneați, mai aveați timp pentru candidați, pentru organizații. Eu, să știți că eu mă bucur. Nu este democratic, nu este normal, le este frică, dar eu mă bucur. Pentru că vor vedea surpriza pe care o vor avea la aceste alegeri. Eu personal mă bucur. Deși, normal, n-ar trebui să se întâmple acest lucru și v-am spus motivele. Nu este democratic. Ce s-ar întâmpla dacă tot timpul schimb regulile în timpul jocului? Ce se întâmplă? Înseamnă, cum am spus foarte clar și s-a spus de la noi, de cei de la AUR, dictatură. Mai dictatura poate să face așa ceva, să schimb regulile, doar pentru a nu-ți pierde puterea. Că ăsta este motivul. Nu s-au gândit ei acum la binele românilor sau la cheltuielile mai mici care s-ar face cu aceste alegeri. Am dat exemplu acesta. Că știți câți bani trebuie să recuperăm noi de la Gabriel Resursis, Roșia Montană? 2 miliarde de euro. Pe care trebuie să-i dăm. Trebuie să-i plătim, pardon. Da, să-i plătim. Da? Deci în banii noștri. Ai dumneavoastră, ai mei, tuturor. Da. Aceia ale nu sunt cheltuieli? Și acum, și exemplele pot continua. Am dat acum un exemplu așa. Sunt bani mulți. Da. Sunt foarte mulți bani. Deci nu este ca scuză faptul că sunt cheltuieli mai puțin. Domnule Sărăl, vă propun un exercițiu de imaginație. Uitați, păstrez foaia aceasta, vă promit. Așa. Și o trec aici. 1. Spuneți-mi, vă rog, din noastră a zis că stăpâniți. Ați fost în tot județul și în satul acela cu un singur locuitor unde au desemne. Dacă va obține 100% din voturi. Da. Spuneți-mi, vă rog, unde va câștiga AUR? Ce primării? Dar vă rog să fiți pesimist. Ca să nu puneți 304 aici. Că nu nici vă spun numirile, vă spun că vom câștiga cel puțin 30 de primării. Nu vă spun, dar 30? Vă spun, da, 30 de primării. Haideți, domnul Sărăl. Da. Și cel mai rău caz, dacă aceste primării nu vom avea chiar primarul, vom avea viceprimar. În câte localități veți câștiga primarul? Din astea 30, sigur. Câte estimați? 20, sigur. Există și un oraș? Da, și oraș. În primul rând, Ploieștiu. Uite, aici vă dau exemplu. Asta vă doriți sau chiar credeți? Pe bune. Nu e vorba de... Ne doriți să câștigăm peste tot. Dar eu v-ați întrebat unde... Da, unde adică dar răspuns serios, adică serios. Că vă arăt foaia asta, și pe 10 iunie. Dacă nu aș fi vorbit serios, v-aș fi spus în 104 localități. Da. Dar v-am spus serios. 30 de primări din județul Prahova. 20 primari, da? Și vom avea cel puțin 3 orașe, dintre care Ploiești. Ploiești? Da. 1. Și celelalte două nu le spun deocamdată pentru că nu vreau să vă spun candidații. Dar Ploieștiu sigur. Păi nici la Ploiești mi-a spus candidatul. Da, dar vă spun orașul. E tot Câmpina? Jucați serios, credeți? Jucăm cu serios, șanse? Jucăm serios peste tot. Nu, cu șanse reale de a câștiga. Știu că toți politicienii, domnule, câștigăm peste tot. Eu chiar vă întreb serios, că vă arăt, ne mai întâlnim la emisiune. La măsuța asta și o să vă arăt și până iunie și în iulie, domnul Stăraru. Am scris aici, domnule, m-a spus să scriu 20 de primari, Ploieștiu, și n-ați făcut nimic. Este mai greu la Câmpina decât la Ploiești. De a câștiga primăria, dar ne luptăm și pentru Câmpina la fel ca celelalte localități. Dar la Ploiești, că tot insistați cu Ploieștiul ăsta, aveți un candidat așa bun sau e situația atât de proastă din punctul nostru de vedere că vă oferă șanse mari de a câștiga? Ambele. Ambele. Avem și un candidat bun, avem și situația care ne permite să câștigăm primăria Ploiești. Și aici chiar vă spun din tot sufletul și cu tărie. Adică nu este un joc politic sau acum pentru o afirmație, o afirmație pentru această emisiune. Este ceea ce cred și ceea ce gândesc legat de Ploiești. Pentru europarlamentare, care este? Aveți de la București vreo țintă? Aveți vreun... sau care este strategia? Că se suprapun. Noastră, cum aveți de gând să convingeți electoratul dumneavoastră să voteze și primari, 20 de primari, cu Ploieștiu în frunte, să voteze și lista de care este prioritate zero sau se leagă, le legați? Ca și strategie, vă întreb. Da, strategia va fi una comună, dar va avea anumite elemente de diferențiere, și anume momentul dialogului cu oamenii, trebuie să le explicăm exact. Oricum, românii au venit ei către noi și ne-au spus. Și vă spun ce ne-au spus, și vă spun dumneavoastră acum, legat de europarlamentare. Dom'le, dați și mie un exemplu de un singur europarlamentar din partidele care acum sunt la Bruxelles, în care a făcut ceva pentru România. Și să vedeți că nimeni nu o să vă spună un nume. Că dacă ieșim pe stradă împreună, domnul Sărăl, și trebuie 100 de oameni, 100 de ploieșteni, da? De prahoveni, domnule, ce ține și nouă, două nume de europarlamentari, vă spun că 99 din 100 nu știu.
Fiindcă tema Parlamentului European este o temă abstractă, doamne, la Bruxelles, la Strasbourg, ok, și pe de altă parte activitatea europarlamentarilor nu este vizibilă în România cu preponderent. De asta, adică nu, eu de asta vă întreb, cum veți face mixul acesta? Europarlamentari avem așa, avem candidați buni, avem persoane care sunt naționaliste, patriot, și avem... N-ați omorât și cu naționaliste, o să vă rog să-mi explicați și cu patriotul ăsta. Și încă un lucru, este un trend la nivel european. În toate statele, aproape toate statele în care au fost alegeri, anul acesta și anul, de fapt anul trecut, nu anul acesta, au câștigat procente foarte mari partidele naționaliste. Așa se întâmplă și în România și vedeți trendul ascendent, pentru că AUR este singurul partid care se află în ascensiune, singurul din sondaje. Luați sondajele de acum 6 luni. Vă întreb un liberal, spune că PNL-ul e în ascensiune și AUR-ul în cădere. Păi da, eu vă refer sondaje reale, nu sondaje făcute la comandă. Și avem și noi sondaje făcute de către partidul nostru, care sunt obiective, pentru că noi trebuie să le jucăm pe cifrele reale. Și atunci știm exact cum stăm. De aceea vedeți că sunt liniștit și eu. De aceea vedeți că sunt liniștit. Mă rog, nu știu că sunt liniștit. Așa vreți să... Sunt liniștit. Știți că tremură masa de la altceva, nu de la mine. Nu deci, tremură masa, nu mai induceți. Fac eu, dau eu din picior. Deci, dar oricum am notat Ploieștiu, v-ați asumat. E o declarație extrem de tranșantă a dumneavoastră, de directă. Este. Că AUR-ul va câștiga Ploiești. Da. Are șansele cele mai mari să câștige Ploieștiul. Că Dumnezeu știe 100% ce va fi. Eu vă spun, cele mai mari șanse le are AUR. Apropo de partidele suveraniste, de partidele naționaliste, spuneți-mă, ce înseamnă patriot? Că m-ați omorât cu naționaliști, cu patrioți, că suntem în marea Uniune, în marea familie a Uniunii Europene, deviza Uniunii este uniți în diversitate, circulăm liber, Doamne ajută, slavă Domnului, circulația liberă a mărfurilor și așa mai departe. Adică sunt niște avantaje incredibile. Ce înseamnă patriot? Dar n-a spus nimeni că să fii membru al Uniunii Europene nu este un avantaj. Nici de cum. Am auzit fel de variante, că vrea AUR să scoată România din Uniunea Europeană. Nici într-un caz. L-am întrebat și pe domnul președinte Simion, NATO și Uniunea Europeană, și a zis, fără, nici nu există din subiect. Bine, ar fi și eu, ar fi, adică ne-am dat singur la picioare, cum se spune. Sunt sigur două mari realizări ale României în ăștia 34 de ani, nu? NATO și Uniunea Europeană. Așa, vă rog, revin la răspuns. Și aia cu patrioți, am văzut și pe DN1, patrioți, mândru că sunt român. Adică știți cum este la un moment dat, nu e doar un slogan, fiindcă pe de altă parte, asta cu mândria de a fi român, e bine și să o afirm, dar pe de altă parte, dacă vreți vorbim dincolo de zona politică, domnule, la un moment dat trebuie să avem grijă și de casa noastră. Vedem că n-are ferestre, că n-am mai plătit curentul. Domnule, trebuie cu ce riscuri vine acest lucru? Adică vă schimbați ferestrele, vă schimbați acoperișul. Dacă bate vântul, nu? Dar cu ce riscuri? Cu riscul să trăiesc în căldură. Cu riscul de a vă pierde casa. Aici este marea problemă. Vă pun cei de la UE, vă pun ferestre, vă pune acoperișul neeuropeană și pe aia vă ia casa. Cam ăsta e traseul ce se întâmplă. De aceea vă spun, contează riscurile la care se supune România. Da, eu accept riscurile astea. Adică, le acceptați dumneavoastră. Dar ca român, ca țară, nu pot să o accept. Și asta ce spuneți, ca să nu se interpreteze greșit? Ce spuneți? Spun, de fapt. Spun că noi trebuie să fim membri ai Uniunii Europene cu drepturi depline, fără a ne pierde identitatea noastră națională. A vorbit despre faptul că stăm în poziția ghiocelului. Exact. Un popor care și-a pierdut identitatea este un popor pierdut. Și asta trebuie să luptăm noi, să nu ne pierdem identitatea, valorile, tradițiile, obiceiurile, cultura, limba, neamul și așa mai departe. Despre asta este vorba la nivel de Uniunea Europeană. Și cine vrea să ne pierdem noi limba, cultura, tradițiile? Cei de la Bruxelles pe care nu noi am ales. Țineți minte, funcționarii, șefii de la Bruxelles nu sunt aleși de noi. Nu. Noi alegem parlamentarii europeni ai noștri. Mai departe aleg ei acolo între ei. Și niște oameni pe care noi nu i-am ales, decid pentru România. Și noi, poziția ghiocelului, luăm toate aceste directive și le transpunem în România. Nu contează că poate la unele țări se pretează mai bine și la România mai puțin bine. Noi le luăm de-a gata pe toate și le adaptăm. Și ați văzut că se întâmplă. Eu am văzut la Parlament când mergeam pe acolo și stăteam la ședința comună a grupului AUR și în alte ședințe și vedeam cum erau transpuse sau aduse în cadrul grupului niște legi de la Bruxelles care aveau nici cap, nici coadă, care erau doar așa trimise către România, cum au fost trimise și către alte țări. Și haide, voi acolo trebuie să le votați. Asta spuneți că trebuie și acolo să avem o voce puternică. Trebuie să avem o voce puternică. Vă dau un exemplu. Nu că este acum primul pe lista AUR la europarlamentare, dar singura voce pe care o știm cu toții la Parlamentul European este Cristian Terheș. Pe el îl știți, pe el îl vedeți. Pe el vedeți că se luptă pentru aceste lucruri pe care acum v-am spus, tradiție, limbă, cultură și așa mai departe.
Despre asta este vorba. Bine, să luptă ineficient, da? Nu că ineficient, că totuși aici e foarte important acest test al europarlamentarilor de anul acesta. Toată Europa vorbește. Domnule, suveraniștii, cât vor lua? Se va schimba popularii, se vor uni cu socialiștii contra suveraniștilor, naționaliștilor. Domnule Enache, noi am stat în genunchi în fața celor de la UE și stăm în genunchi, deși noi nu trebuia să facem acest lucru. Când s-a făcut Uniunea Europeană au fost 4 etape. Prima etapă era aceea cu fier și carbon, a doua cu țările din vest, a treia cu țările din est, unde eram și noi, și a patra, Constituția Europeană Unică. Astea erau cele 4 etape. Deci noi oricum eram în plan să intrăm în această Uniune. Și noi spuneam așa, luați-ne acolo, luați-ne că vă dăm tot ce vreți voi, luați-ne acolo. Și au spus, bine, dați-ne și aia, dați-ne și aia. Sincer, și eu am zis lucrul ăsta. Luați-ne acolo. Cum au făcut ungurii? Cum? Au spus așa. S-au dus la Uniunea Europeană și au spus, domne, avem 26% care vor în UE, 26% care nu vor în UE și 50% care sunt indeciși. Ce ne dați? Voi nouă, ca să-i convinge pe oamenii ăștia. Asta e diferența de. Deci ca să se înțeleagă foarte clar. Noastră spuneți doar, este bine că suntem în Uniunea Europeană. Foarte bine. Numai că trebuie schimbată strategia de țară, da? Da. Adică da. Să fim o voce. Am înțeles corect? Foarte corect. Așa. Bine, că, adică să nu se interpreteze altcumva. Foarte corect. O ultimă întrebare, spuneți-mi, vă rog, vă e frică de SOS, de Partidul Doamnei Șoșoacă, că ați văzut că nu că vă suflă în ceapă, că e acolo cu 6%, a apărut pe locul 2, să tot vorbește că membrii AUR trec la SOS, că doamna Șoșoacă se ridică, nu știu de unde se ridică și până unde se ridică. Mie mi-e frică doar când sosul este foarte picant sau foarte dulce. În rest nu mi-e frică de niciun sos și să vă spun de ce, ca să revenim la lucruri serioase. Eu știu oameni, cunosc oameni care fac parte, sau mai bine s-au făcut parte din SOS. Poate au fost dezamăgiți de alte partide, poate au avut și discuții până aur și au plecat la SOS. Ei, toate aceste persoane, sau majoritatea, nu mai sunt acolo. Din cauza spiritului dictatorial al doamnei Șoșoacă. Doamna Șoșoacă... Ai partidul om? Da, este partidul om. Este partidul om. SOS, ca să vorbim, nu are structuri la nivel național. Nu are aceste structuri. Deci, aceste sondaje sunt legate de imaginea doamnei Șoșoacă ca vocalitate. Numai că aceste procente se vor pierde la alegerile locale cu atât mai mult și la parlamentare după aceea, pentru că nu există structuri. Nu există oameni pe care să se fundeze, această... Deci excuseți varianta ca membri, să nu zic filiale. O parte din filialele AUR Prahova, din anumite localități, să plece, cum au plecat în alte județi. Nu, organizații nici într-un caz. Vor fi oameni. Organizații, parte din organizații. Da, excludem. Excludeți? Nu mai fi una-două persoane care vor pleca la SOS sau la PNL sau la PSD, este alegerea lor. Mă refer strict la nivel de filiale și ceva nu se va pune problema. Și v-am spus și de ce. Veți primi în perioada următoare, fiindcă vor avea voie consilieri locali, consilieri județeni, primari, să treacă de la un partid la altul fără să-și pierdă mandatul. Veți primi în AUR? Care este strategia AUR? După... Fiindcă mai e foarte puțin timp, eu de-aia vă întreb. Februarie, martie, aprilie, mai și s-a terminat, că se intră în campanie. Teoretic sunt deschise porțile pentru oricine. Numai că persoanele care vin vor fi triate. Știu că este timpul foarte scurt, dar avem capacitatea necesară de a-i tria și de a elimina persoanele care au, cum le spun eu, codițe, bube sau trinchere de coadă. Cum vă verificați un om dacă e patriot sau nu? Că nu o să mai aveți mult timp. În general, cum îl verificați? Că-s curios. Avem oamenii noștri. Și cum îl și fac oamenii aia? Îi pun întrebări din istorie sau ce fac? Să știți că un om care are probleme este foarte simplu de... Nu, dacă e patriot sau nu, dacă are probleme. Pe păi, dacă e patriot și are probleme, dacă e patriot și... Pe și bun dacă cu probleme ești... nu poți fi patriot? Să știți că dacă ești patriot, nu poți să fii infractor. Că înseamnă că sfârșit țara ta. Deci este o analiză foarte rigoroasă și avem oamenii necesari pentru a face această analiză. Bun. Ca și concluzie, așadar, sfârșitul februarie veți anunța candidații în cele 74 de filiale. La sfârșitul martie, AUR Prahova va avea filiale în tot județul, iar candidatul la președinția Consiliului Județean va fi desemnat și el la sfârșitul acestei luni, da, în principiu. Da, când mă sunați pe 28 februarie de ziua mea să spuneți la mulți ani. Nu știam când este, dar vă spun de acum la mulți ani. O să vă spun... Pe bănesc că va fi un eveniment în care veți arăta public, nu? Va fi un eveniment, dar mă refer la numele celor care vor ieși în față și care vor fi confirmate, mă sunați și vă spun. Am notat aici 20 de primari și am notat Ploieștiu, domnule Sărăru. Da, Ploiești. Nu vă întreb pe ce punem Rămășag, că de obicei aveam un obicei. Când eram mai tânăr și mai entuziat, ziceam, domnule, dacă nu, vă dați demisia, dar nu este cazul că noastră nu sunteți președinte, sunteți coordonator. Putem să facem. Tot aia e președinte coordonator. E
o denumire. Așa. Și ce să facem? Sunteți moderator sau sunteți realizator sau sunteți prezentator? Nu, eu sunt așa, producător, realizator și moderator. Noastră sunteți doar coordonator. Și acum ai invitat. Ce rămășac să punem? Dacă ziceți că sunteți de acord... Rămășac pe cine dumneavoastră. Uite, vă las pe dumneavoastră să alegeți. Păi nu vă certem, nu o să zic să vă dați demisia. Dacă nu luați Ploieștiul. Nu spuneți chestia asta. Vreți? Păi nu spuneți cu asta, tocmai v-am spus. Păi vedeți? Deci nu, nu puneți rămășac pe Ploiești. Pune pe... Da, pune rămășac pe Ploiești, dar nu... Nu demisia, nu funcția. Da, nu funcția. Nu demisia, adică nu aș vrea să fie ceva care se poate interpreta. Vă mulțumesc, mai ales acum că se intră în campanie electorală. Am glumit. Am notat în schimb 20 de primari, domnule Săraru, și pe de altă parte că intrați cu toată forța în Ploiești cu intenția clară de a câștiga funcția de primar. Vă mulțumesc pentru participare, vă doresc succes. Aici punem punct emisiunii Proces Verbal. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!